Vrând parcă să confirme anticipările unei posibile victorii, CSM Călăraș a avut o primă repriză bună contra Științei Municipal Dedeman Bacău, conducând aproape tot timpul pe tabela de scor. Totuși, spre finalul primelor 30 de minute, oaspeții au apăsat pe accelerație, reușind să intre la cabine cu un avantaj minim, scor 14-13. În repriza secundă, Știința a trecut ferm la timonă, desprinzându-se mai întâi la 4 goluri, iar apoi chiar la 6. A fost repriza portarului Ștefan Grigoraș, care a apărat majoritatea aruncărilor spre buturile sale. Reamintim, în precedentul succes în deplasare la Suceava, Știința s-a desprins grație evoluției excepțională a celuilalt tânăr portar din lot, Valeriu Erhan. Revenind la Călăraș, spre finalul partidei, oaspeții și-au permis să nu mai fie la fel de concentrați, astfel încât echipa ex-selecționerului Aihan Omer a redus din diferențe până la doar 2 goluri. Oricum, a fost o victorie fără dubie a vicecampionilor, care pune Știința pe drumul așteptat de toți, cel al luptei pentru titlu. Bacăul conduce în clasamentul Ligii Naționale, cel puțin până când CSM București va avea la rândul 3 partide disputate, iar contestația lui Minaur Baia Mare pentru înfrângerea de la Constanța va fi soluționată. Etapa viitoare, Știința Municipal de Dedeman Bacău va evolua pe teren propriu contra lui HC Minaur Baia Mare. Acest derby se va disputa joi 18 septembrie de la ora 18.